Exact într-o anumită zi, care se numea 14 decembrie, trebuia să fac o gală la care să fie prezentată și o secvență din celebra montare Tache, Ianche și Cadâr cu Radu Beligan, Gheorghe Dinică, Mari Moraru, Monica Davidescu, care este alături de noi, și Mihai Călin, plus Valentin Uritescu și Silvia Năstase. Bun, cu o seară înainte, regizorul spectacolului nostru, Superlativelor VIP, Grigore Gonța, spune: e spital, domnul Beligan, nu se poate. După aceea, cumva o minune dumnezeiască a făcut ca maestru Beligan să fie acolo și n-am simțit în viața mea un asemenea val de entuziasm pe o scenă până atunci, așa cum am simțit atunci. Acesta era magia acestor mari actori și a lui Radu Beligan, meșterul, cum mi se spunea. Astăzi ar fi fost ziua meșterului Beligan și am ales-o nu întâmplător pe prietena noastră Monica, care a lucrat cu Radu Beligan. S-au prețuit enorm. Prin urmare, acum, pentru câteva minute, să vorbim de o personalitate absolut remarcabilă cu care ai lucrat și de care vreau să-ți aduci aminte cu mult drag și emoție acum. Mulțumesc pentru că în această zi specială, iată, reeditez și aduc în prim plan numele maestrului Radu Beligan. Îți mulțumesc că ai pus și o fotografie de la nunta noastră unde a fost prezent. Până la 4 dimineața, lasă că vă știu eu pe voi. Da, mi-aduc aminte. Da. Sunt aici în cabina Teatrului Național, pe care de multe ori înainte de spectacol o împărțeam cu domnul Beligan și cu ceilalți, pentru că dumnealui ne strângea la dânsul în cabină să mai facem câte o repetiție atunci când era nevoie. Și într-adevăr ai rememorat acea zi specială. Cu o seară înainte am avut Tache, Ianche și Cadâr pe 13 decembrie. Dumnealui în acea seară, și cred că spectatorii își amintesc, a avut un atac de panică, așa a fost a doua zi catalogat, și s-a oprit spectacolul. Spectacolul a fost oprit de Marin Moraru, care pur și simplu nu a mai vrut să joace, cu toate că domnul Beligan a zis: ok, facem o pauză, reluăm, facem o repetiție și o luăm de la început, după ce încep eu să mă simt mai bine. Și domnul Moraru a zis: nu, o să vreau mai bine să mergeți în această seară să vă vadă specialiștii și o să facem noi spectacolul în altă zi. Și într-adevăr, a doua zi, în această zi de 14 decembrie, am fost la dumnealui la spital, iar dumnealui făcea ture între fereastră și ușă, spunând: acești oameni nu mă lasă să plec acasă, eu diseară am spectacol, ei chiar nu înțeleg, da, că e important să merg la spectacol. Și seara, într-adevăr, am avut, nu mai știu ce am avut, ce am făcut. Îți în seara. În 2001, da, a fost premiile VIP pe care în acea ediție l-am, da, prezentat cu Gianina Corondan, după care ani de zile împreună cu Monica, care a fost partenera mea de prezentare. Da. Te-a iubit foarte mult, da, maestru Beligan. Acum vă mai spun un singur lucru din viața mea. După acea seară, la un moment dat terminasem gala și mă roagă, nu știu cine, cred că domnul Gonța, domnul Brancu, duceți-vă, vă rog, până acolo. Cred că doresc domnul Beligan, domnul Nică și domnul Moraru să vă cunoască mai bine. Erau toți trei, se uita exact în cabina aia, că am recunoscut-o. Toți trei erau pe scaun și se uitau așa la mine. Eu aveam 28 de ani, făcut tot pe mine. Se uitau la mine așa și zice: bună ziua, domnul, câți ani aveți dumneavoastră? 28 de ani. Și împreună cu echipa dumneavoastră ați făcut toate astea, da. Bravo, domne, mult succes. Este una dintre cele mai frumoase clipe din viața mea de când fac această meserie. Pentru că oamenii ăștia îți bucurau viața. Mai vreau o amintire frumoasă cu tine și cu Radu Beligan din atâția ani de zile în care ați fost umăr la umăr pe scenă. Am multe amintiri frumoase, dar pentru că ai spus de prima ta întâlnire, am să îți mărturisesc despre prima mea întâlnire la lectură cu acești mari oameni. Pe la pagina numărul 11 urma să intru și eu în scenă, spunând primele mele cuvinte: bună, papa! Ce faci? Sunt fericită că te văd. Papa, ce fericită sunt că te văd. Și-l luam în brațe. Și îi ascultam spunând prima dată, rostind prima dată vorbele,
mine. Evident că pentru ei nu era pentru prima dată și parcă erau perfecți toți, și Valentin Uritescu și Marin Moraru și Gheorghe Dinică și Radu Beligan, erau perfecți cu toții. Și când mă gândeam, zic, Doamne, dar cum o să sune vocea mea? Cum o să spun eu? Ce o să fac? Cum o să fiu bine sau nu o să fiu bine? Și toate gândurile astea mi-au pus, aveam așa mari emoții, cum nici nu pot să-ți imaginez. Eram la prima lectură, eram doar noi cu regizorul la o masă, citeam textul și am spus, papa, sunt așa de fericită că te văd, ceva de genul ăsta, că nu-mi ieșeau vorbele pe gură. Și m-a luat Marin Moraru în brațe și zice, hai că a luat-o, lasă emoțiile. Și m-au îmbrățișat și după aceea am fost așa ca fica lor. Chiar m-am simțit ca fica fiecăruia în parte. Doamnelor și domnilor, pe scenă a fost tatăl Monicăi. Au avut întotdeauna o relație privilegiată și pe care și de admirat, pentru că au condus-o pe Monica de fiecare dată în următorii pași ai vieții ei cu o dragoste părintească. Monica, mă uitam la toate lucrurile și momentele astea și deși sigur că tu ești la teatru, cumva mi-e dor de ele și poate că e bine că le povestim ca să-și aducă aminte lumea de momente așa cum poate n-au mai fost. Să știi că am învățat un lucru extraordinar de stând alături de ei atâția ani, că întotdeauna teatrul va rezista sau că orice meserie va rezista dacă vom reuși să facem acea punte între generații. Și eu am fost foarte încântată că am stat lângă ei și am învățat atâtea lucruri minunate și sunt la fel de încântată acum, mai ales am primit de ună zi un mesaj de la o prietenă care m-a lăudat pentru faptul că aduc în scenă tânăra generație și că le predau cumva ștacheta. Sunt 20 de ani de la întâlnirea aceea pe care ai numit-o tu, 20 și în acești 20 de ani am muncit, m-am perfecționat, am căutat să fac lucruri noi și frumoase, iar prin compania Concordia, de care noi am mai vorbit, aduc în scenă spectacole frumoase în care încerc să creez această punte între generații. Și maestru ar fi fost mândru de tine, ca să zic așa. Să știi că așa cred. Și chiar vreau să vă invit la Noaptea Furtunoasă, am premieră luni, aici la Teatrul Național. Cred că mai sunt câteva locuri pe la ora 5, unde, într-adevăr, am pus în scenă exact ceea ce am învățat de la dumnealor, aducând tineri care chiar merită să fie văzuți în scenă. Mulțumim foarte mult! La spectacole. Da, mergeți la spectacol. Drag. Mulțumim, Monica Davidescu, moment foarte frumos. O avem o altă voce extraordinară, Carmen Trandafir, care va cânta o piesă tare. Cine-s domnii ăștia de lângă tine? Te rog să-mi prezinți.